Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. De obicei, în zona feței nu mă lovea. Mă lovea pe corp. Atât i-a scris mamei. Ne iei sau ne sinucidem? Mi-am luat geanta în spate, am luat-o pe sora mea. Eu nu știu ce poate să-mi ofere această femeie, pentru că eu nu o cunosc. Tu ești mami? Eu îl iubesc pentru că e tata, dar nu o să-i mai permit niciodată să-mi facă ceea ce mi-a făcut. Bună seara, sunt Antonia Fuduliu, bine v-am regăsit. Este fiica unui polițist de frontieră. După divorțul părinților, Ramona rămâne cu tatăl, așa decide instanța, pentru că avea o casă și o funcție importantă. Dar nu avea suflet. 7 ani nu am văzut-o pe mama. Tata avea mult teren, animale și arunca sarcinile pe mine. Refuzul se pedepsea aspru. Am început să am probleme de sănătate pe care tata le ignora și mă obliga să muncesc. Scandalurile erau din ce în ce mai intense, loviturile lui tot mai greu de suportat, mi-a spus Ramona. Cum a reușit să-și reîntâlnească mama după 7 ani, vă invit să aflăm împreună. Este dureros atunci când un părinte provoacă răni fizice, psihice și emoționale copilului său. Ramona a trăit o astfel de poveste și vă invit să o descoperim împreună. Bună seara, Ramona! Îți mulțumesc că ești aici! Bună seara! Cum ești? Sunt bine, sunt fericită. Am venit și eu pentru prima dată la București. Sunt entuziasmată. Și obosită. Și da. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai făcut acest efort, vii de la Suceava. Da. Ai venit cu trenul. Da. Te voi întoarce cu trenul. Ramona, vreau să știu, de ce ai simțit nevoia să-mi scrii? Am simțit nevoia să vă scriu pentru că merită ca toți copiii și ca toți adulții să vadă astfel de situații, deoarece nu este normal în anumite cazuri ca un părinte să fie abuziv cu copilul său și nici anumite cadre didactice, pentru că aici nu este vorba doar despre situația mea din familie, este vorba și despre ceea ce am trăit în cadrul școlii. De aceea vreau să dezbatem în această seară experiențele mele și chiar să fie o lecție de viață pentru toți telespectatorii, pentru toți părinții, bunicii, copiii și să iau un exemplu bun. Doamne ajută, asta ne dorim. Povestește-ne, te rog frumos, unde te-ai născut. Eu m-am născut în comuna Moisei, Maramureș. Acolo am locuit până la vârsta de 15 ani. Am locuit împreună cu tatăl meu. Și după vârsta de 15 ani am decis să plec la mama mea, deoarece nu am mai reușit să relaționez cu el. Vom vedea pe parcurs și vreau să luăm pas cu pas toată povestea ta, ca cei de acasă să înțeleagă prin ce ai trecut. Cum îți amintești primii ani din viață? Părinții tăi, adică tu... Câți ani aveai atunci când ei au divorțat? Ei au divorțat în 2013, nu știu, cred că aveam vreo 6 ani, dar ei s-au despărțit mult mai devreme. Nu au mai mers treburile între ei. Maica mea a plecat în străinătate, iar tata a rămas alături de noi la Moisei, acolo unde am avut casa. Ți-i amintești împreună, fericiți? Nu, niciodată nu mi-am putut aminti împreună și fiind fericiți. Mereu aveau conflicte între ei. După divorț, împreună cu sora ta, ați rămas cu tatăl, așa cum ai și menționat. Voi v-ați dorit acest lucru? Eram prea mici ca să decidem. Nu știam noi să alegem în momentul respectiv. Și așa au stabilit ei. Nu puteam să ne opunem. Și tata avea condiții materiale mult mai bune decât mama mea și era o decizie mult mai corectă să rămânem la el, instanța, din punct de vedere financiar. Instanța decide asta, nu? Da. Cum ai trăit despărțirea de mama ta? Foarte dureros. Aveam gânduri suicidale. Persoanele din localitate au o gândire destul de învechită, majoritatea. Adică ei sunt cu gândul că este normal să fii violent cu copilul. O femeie care se desparte de soț este o femeie care nu mai merită să aibă aceiași ochi în societate, este văzută total altfel, nu mai este privită ca fiind o femeie puternică, o femeie care are grijă de familie. Gata,
te-ai despărțit, ai băgat divorț de soțul cu care nu ai reușit să mai relaționezi, gata, tu acolo ai pus stop la viață. Ok, era catalogată de către toți cei din localitate, mă rog, apropiați. Da, și aceste influențe au avut efect asupra noastră. Poate nu tata în mod direct ne-a indus aceste idei, cât au făcut tot ceilalți din localitate, adică ne opreau pe stradă, uite, mama ta unde s-a dus. Foloseau un limbaj pe care nu-l pot menționa acum, dar cred că vă dați seama la ce mă refer, că practică niște meserii înjositoare, în țări străine și că nu mai vrea să audă de noi. Că pentru un copil să audă lucrurile astea deja era o tactică foarte bună de manipulare asupra noastră. Bunicii din partea tatălui și ei tot așa, că mama ta e așa, că mama ta pe dincoace și n-am putut să avem o relație bună. Timp de 7 ani, poate ocazional, nici ocazional, foarte, foarte rar am reușit să vorbim cu ea la telefon. Ne temeam și de tata pentru că avea reacții impulsive, chiar violente, când afla că socializăm cu mama. Și ne și temeam pentru că toată lumea ne spunea că mama e așa, că mama nu ne vrea. Da, ne-au influențat negativ în ceea ce ține relația noastră cu mama. Și mi se pare destul de... Pe de o parte simțeai nevoia să vorbești cu mama ta, dar așa cum ai spus, era influențată de către cei din jur și încercai să păstrezi și distanța. Ceea ce nu este ușor pentru un copil. Da, chiar mi-aduc aminte că aveam un vecin acolo și am uitat eu cu sora mea să facem ceva treburi casnice pe care ni le-a dat tata. Și am mers la tata fără niciun stres, fără nicio rușine, a început să spună, păi e normal să le bați, trebuie să le bați, păi cum să uite? Noi fiind niște copii, adică comunitatea din sat, de aceea subliniez acest fapt și e normal să vadă cât mai multe persoane că violența în familie nu mai trebuie promovată în niciun fel, pentru că are un impact foarte mare asupra unui copil, cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă așa ești este. Suficient de puternic, impactul poate dura toată viața. Poți fi afectat toată viața. Da. Mi-ai scris așa. Crescând, am început să întâmpinăm greutăți, eu și sora mea, deoarece tata nu vedea normale anumite nevoi pe care le are un copil. Despre ce nevoi este vorba? El a trăit o durere profundă la despărțirea de mama. Și fiind bărbat, nu s-a interesat sau poate nu a observat că o fată are mai multe nevoi. De exemplu, apare menstruația, mai apare primul fior al iubirii, mai ai nevoie de o bluză, de o haină, pentru că așa sunt fetele. El considera că dacă garderoba unui bărbat este mult mai mică, așa trebuie să fie și la o fată, dar nu este așa. Din moment ce avea bani și chiar își permitea faptul acesta fiind parte din MAI. Dar nu judec chestia asta, cumva în prezent îl înțeleg că am ajuns să iert. Dar tot nu este normal să nu înțelegi un copil, trebuie să fii pe cât posibil atent la nevoile lui, pentru că îl afectează. Deci nu obișnuia să comunice cu voi? Nu, era foarte rece și era impulsiv de fiecare dată când încercam să vorbim cu el. Bănuiesc că în sufletul lui credea că așa este mai bine, dar nu este o metodă bună pentru a educa un copil. Neglijența tatălui provoacă mari probleme, până și la școală ai întâmpinat probleme și ai și menționat despre ce este vorba. Lipsa mamei m-a afectat foarte mult și în ceea ce ține școala. Nu a fost prezentă absolut deloc la... Când am fost sărbări pentru 8 martie, clasa 4-a, sfârșit de clasa a 8-a sau ce am mai avut noi, nu a fost prezentă la niciun eveniment important din viața mea. Fapt ce m-a durut foarte tare. Colegii au observat chestia asta și mă loveau adânc. Adică găseau poze pe rețelele de socializare și mi-o arătau pe mama. Eu mă duceam în baie și plângeam. Spunea, uite-o pe maică ta, nu-i pasă de tine și începeau să
ataci exact acolo unde mă doare cel mai tare. De 8 martie, tot așa, râdeau de mine când cântam cântece de 8 martie, mai cântam la clasă cu profesoara de muzică. Și aceste lucruri nu știu de unde, nu pot să găsesc nici în zi de azi motivele pentru care au practicat o metodă urâtă de bullying asupra mea. Au găsit un nume de băiat, Alin. Da, mi-a plăcut de un băiat atunci. Prima iubire, e normal. Ramona și Alin, Mona și Alin, Mona și Alin. Și pentru mine era foarte dureros să scrie pe pereții școlii, pe băncile de acolo din sat, să umble cu plăcuțe scrise prin liceu, Mona și Alin, să scrie chestii urâte cu marker permanent pe banca mea, să-mi arunce cărțile, să mi le rupă, să arunce cu biscuiți în mine, să mă facă în toate felurile. Cel mai tare m-a deranjat faptul că doamna dirigintă, pe care o aveam eu atunci, în clasa a șaptea, în loc să observe faptul că eu eram un copil pe care nu-l vedea nimeni, nici tata, că era la muncă tata, nu putea sta de vorbă atât cu mine, sau dacă îi spuneam, cumva nu-i băga în seamă ce putea să-mi spună și își vedea de-a lui, adică credea că-s mărunțișuri. Dar pentru un copil contează foarte mult. Eu consider că am fost într-o depresie, deoarece am început să-mi fac rău singură, adică să mă tai. Și îmi pare rău pentru chestia asta. Credeam că mă fac mai bine. Au aflat colegii, au început să râdă și pe seama asta. La un moment dat, nu știu, am vorbit, cred că, cu doamna învățătoare din clasele 1-4. Dânsa m-a sfătuit să mă duc la doamna psiholog. M-am dus la doamna psiholog și m-a întrebat, Ramona, dar tu cum stai în bancă? Zic, eu singură. Și ceilalți? Câte doi. Păi cum așa? Păi doamna dirigintă a spus că 17 nu se împarte la doi. M-am mutat singură în bancă. Eram singura din clasă care stătea singură în bancă. Aici consider că a făcut o greșeală foarte mare, pentru că eu, fiind un copil cu probleme, cum considera toată lumea, nu trebuia să mă izoleze de colectiv. Trebuia să mă ajute, să mă integrez și să creeze o armonie frumoasă în clasa respectivă. Treburile tot au continuat până când n-am mai putut, atât am plâns într-o zi și a venit tata la școală, a discutat, s-a ajuns la un scandal foarte mare în ziua respectivă, pentru că erau impulsive ambele tabere, erau impulsive. Dar de atunci, cumva, tot nu s-a rezolvat. Doamna dirigintă a început să organizeze ședințe cu părinți împotriva mea. La un moment dat am auzit zvonuri că începe să strângă semnături să mă mute disciplinar la altă școală. Ea nu mă credea pe mine când îi spuneam, doamna dirigintă, dar am ieșit ieri de la școală și colegii au început să arunce cu pietre după mine, fără să le fac nimic. Păi, cum? Clasa e adevărat? Nu. Păi, dacă era în incinta școlii, te credeam, dar dacă nu este în incinta școlii, nu trebuie să te plângi. Incredibil. Este doar un caz. Un caz dintr-o localitate din Maramureș. Da. Și nu vreau să mă gândesc câte astfel de cazuri există. Adică dacă nici măcar la profesori nu mai poți găsi refugiu. Dar sunt foarte mulți profesori acolo pe care încă îi respect. Acesta a fost doar un caz pe care nu a știut doamna dirigintă să-l gestioneze cum trebuie. Dar restul cadrelor didactice din acea unitate de învățământ sunt foarte bune și chiar în prezent îi respect și jos pălăria. Au făcut o muncă foarte bună cu toți din clasă. Am avut rezultate foarte bune când am terminat. Ramona, continuând povestea ta, știu că la un moment dat ai întâlnit un băiat într-o perioadă în care nici măcar tu nu știai cine ești, dar da, cunoști o a doua persoană care, într-un fel sau altul, este un personaj pozitiv în viața ta, un personaj care, dacă bine știu, te-a ajutat destul de mult, nu? Aici deja ajungem la motivul pentru care am ajuns să o contactez pe mama. Și vom vedea mai târziu. Da. Povestește-ne mai întâi despre acest băiat. M-am mers într-o zi în centrul localității să cumpăr ingrediente pentru nu știu ce voiam să fac eu prin casă. Și l-am întâlnit și am început să povestim. De acolo s-a legat o relație foarte frumoasă de iubire până la un moment dat.
până să ajung la Suceava. Ne-am înțeles foarte bine, ieșeam cam o dată pe săptămână, că mai mult nu prea ne lăsa tata și nu ne-am ascuns de chestia asta. Că ce înseamnă ne lăsa tata? Menționai puțin mai devreme că obișnuiai, cred că, să gătești, să te ocupi de lucrurile casnice și mi-ai scris că munceai foarte mult. Da. Cam cât de mult munceai și povestește-ne în mare care erau sarcinile tale. Aveam animale, capre, vaci, oi, porci, găini, cam tot ce se găsește într-o curte la țară, dar erau destul de numeroase. Adică aveam undeva la 20 de capre, 20 ceva de porci mistreți sau, nu știu, metis, nu mai știu ce rasă erau mai exact, oricum ceva corcitură. Și cred că două vaci. Deci tatăl tău avea o adevărată gospodărie, dar vouă vi se cuvenea această sarcină de a îngriji totul? Și cumva de nu, dar pe noi nu ne deranja atât de tare faptul că munceam, pe cât ne deranja faptul că nu înțelegea uneori limita dintre muncă și studii. Am înțeles. Nouă ne plăcea să-l ajutăm la sarcinile casei, ne plăcea mereu să fim acolo cu el, chiar dacă uneori nu se comporta cum trebuie cu noi, nu realiza că faptul că vorbește urât cu noi, că este uneori violent, nu ajunge nicăieri. Nu realiza acest fapt. Eram obligate să acceptăm să muncim. Refuzul se pedepsea aspru. Despre ce pedepse vorbim? Violența. Bătăi crunte? Cam ceva de genul. Încerci să ocolești răspunsul și te înțeleg de ce, pentru că mi-ai spus că încerci să-ți ierți tatăl. Da. Și nu vrei să-l scoți într-o lumină proastă. Nu, pentru că l-am urât chiar foarte mult când am plecat de la Maramureș, chiar îi doream și moartea în stadiul ăla am ajuns. Dar în prezent cumva încerc să liniștesc toate apele, să știu că îmi împac sufletul și că nu mai am absolut niciun sentiment de repulsie față de el și nici el față de mine. Mm-hmm. În legătură cu băiatul pe care l-ai cunoscut, spuneai că te întâlneai săptămânal cu el și prima întrebare a lui era: dă să văd ce ți-a mai făcut. La ce se referea? Se referea la faptul că de obicei când ieșeam mai descoperea câte o lovitură pe corpul meu și tot se întreba: de unde a apărut? De ce ești albastră aici? Ce s-a întâmplat? Eu cumva încercam să-i ascund faptul acesta, că îl durea foarte tare să vadă că eu nu mă înțeleg cu tata acasă și nu mă înțeleg cu tata este puțin spus, la ce ți s-a întâmplat ție? Da, puțin spus. Și ai reușit să te deschizi față de el, să-i povestești ce ți se întâmplă? Respectivului băiat? Da. Am reușit, chiar am reușit și m-a ajutat foarte mult. Mi-a spus, asta a fost cea mai frumoasă chestie pe care a făcut-o pentru mine, pe lângă alte chestii rele. Mi-a spus: Ramona, tu trebuie să vorbești cu mama ta, chiar dacă n-ai mai vorbit 7 ani, știu faptul că tu îi probai rochea de mireasă ca să știi cât e de grasă, cât e de slabă, că tu născoceai prin lucrurile tatălui tău să mai cauți poze cu ea ca să ai idee cum era. Te așa înțeleg. Încercai să-ți cunoști mama probându-i rochea de mireasă? Da, nu știam ce înălțime are, ce greutate are, nu știam, n-aveam de unde să știu. Poze existau cu ea? Puține și nu erau poze de cuplu. Era mama singură de obicei sau tata singur. Sau dacă erau mai distanțați, nu prea. Erau poze când erau mai apropiați și atunci când era însărcinată. În rest, nimic. Ramona, care a fost cel mai grav lucru pe care ți l-a făcut tatăl tău? Un lucru pe care n-ai putea să-l uiți niciodată? Faptul că de ziua mea, nici în clipa de astăzi, nu acceptă faptul că m-a lovit foarte tare. Eu, de ziua mea, nu am făcut toate treburile casnice. Atunci am avut un moment de
rebeliune sau cum să-l numesc eu. Am simțit să fiu rebel, am zis gata, m-am săturat, astăzi e ziua mea, nu vreau să fac toate lucrurile și nu știu ce am uitat eu afară să fiarbă ceva pentru animale, nu mai știu, dar l-a supărat foarte tare. A venit acasă, de ce nu e asta făcută, de ce nu asta, de ce nu asta? N-am vrut, e ziua mea. M-a sunat multă lume, au vrut să-mi spună la mulți ani, am făcut toate așa în ritmul meu, nu am avut timp să le fac pe toate. Păi cum? Păi nu am vrut. Păi cum adică nu ai vrut? Și de atunci a început să arunce cu obiecte, să le răstoarne, să țipe foarte tare la mine, să mă lovească. Cel mai tare m-a lovit odată când n-am vrut să mă duc la muncă, la deal, și am spus surorii mele plângând și m-a auzit el că îi dau alocația mea doar ca să nu mă mai duc la muncă, la munca câmpului. Nu, mă durea foarte tare spatele, aveam niște probleme de sănătate atunci și nu mă simțeam într-o formă bună ca să mă duc eu atunci și el nu înțelegea lucrul ăsta. Trebuia obligat forțat, dar nu mă simțeam bine. Și am zis, sora mea plângând, surorii mele, am zis plângând, Deni, nu merg, îi dau alocația mea doar să nu mă duc. Și m-a prins atunci și m-a lovit atât de tare încât mi-a dat sângele pe nas. Eram albastră, așa la pleoapă, se vedea foarte tare fizic. De obicei, în zona feței nu mă lovea, mă lovea pe corp. Și tot am sfârșit să merg la munca câmpului. Foarte, foarte greu mi-a fost în ziua respectivă să muncesc, deoarece mi-am oprit greu sângerarea nazală și mă simțeam așa amețită de la umflăturile alea de pe față. Și faptul că pe mine cel mai tare mă doare în prezent, dacă mai e să am o durere față de el, că nu cred că realizează cât de tare m-a durut să fac aceste lucruri. Cred că asta e cea mai mare durere pe care o trăiesc în prezent. Dar chiar dacă se uită în prezent la această emisiune, vreau să știe că eu îl iubesc pentru că e tata, dar nu o să-i mai permit niciodată să-mi facă ceea ce mi-a făcut. De acum încolo eu nu mai vreau să fiu victima nimănui, vreau să știu că sunt o persoană puternică și o persoană care nu vrea să ducă mai departe comportamentul tatălui. Pentru că au fost câteva ședințe bune de psihoterapie în spate ca să pot să repar anumite răni pe care mi le-a deschis el pe suflet. Dacă ai vrea să-i transmiți un mesaj direct, poți să comunici cu camera din spatele meu și să-i lași chiar acum un mesaj pe care poate față în față nu l-ai putea spune. Mă bucur că e fericit, mă bucur că iubește o femeie în prezent și o femeie îl iubește mult. Sper ca într-o zi să mă întorc acasă, să-l vizitez, să știu că e bine, că e sănătos, să vorbim frumos și să apuc să-l cunosc și să stau de vorbă cu el, pentru că 15 ani am stat în aceeași casă, dar eu nu l-am cunoscut absolut deloc. Știam în mare lucruri despre el, unde a făcut studiile, care era programul lui de muncă, câțiva colegi de muncă, în rest, detalii nu mi-a spus niciodată, evita. Nu ai avut niciodată ocazia să comunici cu el de la suflet la suflet, să-l îmbrățișezi, să te îmbrățișeze? Aveam momente când eram mai micuță, dar după ce a început să devină mai violent și să-mi dau seama de aceste lucruri, îl evitam. În fiecare zi când eram micuță, mă pupa pe frunte să mă duc la școală, îl luam în brațe, aveam o relație cât de cât mai bună. Dar pe măsură ce am început să creștem, s-a răcit total. Total și noi la fel. Cumva el nu înțelegea faptul că dacă tu, ca părinte, ridici tonul la copil, și copilul ridică tonul la tine, pentru că alt exemplu de comunicare nu îi dai la copilul respectiv. Și așa se întâmpla la noi în casă. El deranja că ridicam tonul la el, dar era singura metodă prin care simțeam că ne aude.
că nu puteai să-i spui prin vorbă bună, era foarte încăpățânat. Și faptul că am plecat, eu spun că e cea mai mare lecție pe care am putut să-i o dăm și pe care i-a dat-o viața și să înțeleagă, măcar acum, că nu se mai poate face așa. Trebuie să se ierte pe el, că noi l-am iertat și noi ne iertăm pe noi și pe el și pe toată lumea. Și trebuie să înțeleagă că încă nu v-a pierdut definitiv. Nu, nu ne-a pierdut. Suntem recunoscătoare că poate dacă nu era așa, nu eram cine suntem astăzi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fac o normalitate din ceea ce s-a întâmplat. Eu subliniez faptul că tot nu este normal să aplici o formă de manipulare și o formă cruntă de violență la tine în familie, ca părinte. Trebuie pe cât posibil. Aici și mama poate a greșit, că nu a încercat destul, i-a fost frică de el și nu a încercat destul nici ea să ia legătura cu noi. Aici a fost greșeala ambilor părinți. Dar faptul că am stat mai mult cu tata mă face să spun mai multe lucruri, pentru că cu mama nu am stat. Doar de 2 ani stau cu ea. Nu pot să găsesc foarte multe defecte la ea din moment ce toată copilăria am avut-o alături de el. Hai să vorbim despre mama ta. Povestește-ne cum ți-ai regăsit mama după 7 ani. Cu lacrimi în ochi. Asta e primul lucru pe care îl pot spune despre mama. Așa, la înălțime, un pic mai mică decât mine, a zis, ce cu minionul ăsta? Asta a fost prima reacție. Mi-a fost frică, mi-am luat geanta în spate, geanta cu care mergeam la liceu, atât i-am spus tatei, de seară mănânci singur. I-ai spus asta? Da. Și ce ți-a răspuns? S-a enervat, a început să înjure, să ridice tonul, că vrea mâncare de nu știu care. Bine, 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 de seară mănânci singur, bine. Dar nu credea? Nu credea. Și ai plecat? Am luat-o pe sora mea, că de fapt a fost un semnal de alarmă, că era într-o depresie profundă și ea. Avea gânduri suicidale, deja nu se mai putea aștepta. Trebuia să plecăm, că normal noi am plănuit să plecăm la 18 ani la mama. Mi-a deschis și mie ochii băiatul respectiv, mi-a spus că ce este normal să fie într-o familie, surorii mele la fel, i-a deschis ochii o colegă de clasă sau prietenele pe care le avea, că a mai fost prin vizită, a văzut ce înseamnă o familie normală, cum se vorbește cu un copil, a văzut că un părinte se ocupă mult mai atent de nevoile copilului. Povestește-ne despre ziua aceea în care ați plecat. Cu o săptămână înainte, atât i-a scris mamei. Ne iei sau ne sinucidem? Scurt, nu, nicio discuție. Maică mea, într-o săptămână, cu apartament închiriat, cu avocat, cu tot ce trebuie, pentru că tata avea tutela exclusivă la momentul respectiv. Și ea, ca să ne ia, cumva automat își făcea dosar penal pentru răpire. Da. Pentru că nu era recunoscută din punct de vedere legal. Și noi ne-am luat gențile de la liceu, ultimele lucruri, ce am crezut noi că e mai important, laptopul pe care l-am ascuns un an și ceva de tata, pe care l-a trimis mama. Incredibil. Și am ieșit pe poarta liceului după incidentul respectiv. Chiar am înregistrat că eu am adunat dovezi pentru judecătorie. Am început să adun dovezi, înregistrări, pentru că deja mă săturasem. Cumva eu eram calul de bătaie, că sora mea se temea foarte tare de el. Sora mea îl ura mai mult decât mine. Eu nu. Eu de mică am fost tot pe lângă el, ziceam, chiar și în a doua carte pe care am început să o scriu, am scris, te-am iubit mult, tata. Pentru mine erai polițistul perfect, pentru mine erai cel mai bun exemplu, dar m-ai dezamăgit și de asta te-am urât. Așa am scris în carte. Și sora mea chiar foarte greu a reușit să treacă peste, nici în prezent nu, e mai puțin mai rău decât mine. Și e mai mare decât este tine. Mai mare. Este mai mare. Am crescut la fel, dar ne-am dezvoltat diferit. Și când am văzut starea ei psihică, mi-am tras un semnal de alarmă, am spus, eu nu am încredere în mama, eu nu știu ce poate să-mi ofere această femeie, pentru că eu nu o cunosc. 7 ani n-am văzut-o deloc. Eu nu știu cum arată, știu doar ce voce are și
știu că poate să mă salveze de aici. I-am zis, mami, nu mă interesează ce mi oferi, un cartof cu sare să mănânc, dar să știu că nu țipi la mine, că nu vorbești urât cu mine, că nu mă înjuri și dacă greșesc, și dacă eu îți vorbesc urât, te rog, lasă-mă să fac chestia asta, pentru că așa am crescut, dar tot eu voi veni și voi fi cea care, printr-un mod sau altul, își va cere scuze. Cum ți-a răspuns mama? Atunci când i-am spus, mi-a dat sin. Eu eram, cred că nu-i pasă. Și m-a sunat după o zi, vezi că în data de, venim după voi. Wow! Am rămas așa surprinsă, am început să-mi iau adio de la anumite persoane. Ele nu știau de ce mi-au adio, că am ascuns chestia asta, că dacă afla tata. Cumva el spunea că dacă vrem să plecăm la ea, putem să plecăm, dar reacționa impulsiv și putea să fie violent. Adică, uite, îți dau o bătaie bună să ai de ce pleca. Nu gândea atât de calm sau cum să mă exprim eu mai bine în acest caz. Așadar, vă dați întâlnire cu mama în centrul localității, da, Moisei. Da, ne-am dat întâlnire cu mama în centrul localității, de acolo ne-a luat și am venit la Suceava. La Suceava am făcut toate demersurile legale, am mers la protecția copilului și unde mai trebuie să mergem, nu înainte de a-l suna. L-a sunat mama și el a început să practice o metodă de manipulare asupra noastră, că se sinucide, că își face rău, că dă foc la casă, la terenuri și că nu-i dă semnătura mamei. Mama voia să-i dea semnătura pentru că ea nu era recunoscută legal ca fiind mama noastră, adică avea tutela exclusivă tata, obținută în 2019. Tot prin intermediul nostru. Na, am mers acolo la judecătorie și a trebuit să spunem că n-am vorbit niciodată cu ea, că n-am încercat niciodată să vorbim cu ea, că ea nu a încercat niciodată să ne trimite bani, să ne caute și au obținut foarte ușor tutela respectivă. Așadar, încearcă să vă sperie prin diferite amenințări. Da. Probabil ca să vă întoarceți? Eu eram foarte, foarte rea cu el. A zis că se sinucide și am spus, ok, fă-o. Dar te durea? Nu. Nu mai simțeai nimic, nimic atunci? Nimic, niciun sentiment de părere de rău. Spuneam, atât de mult îl uram, spuneam, de azi tu poți să nu mai existi pentru mine. Atât de mult rău mi-ai făcut, m-am săturat. Și foarte greu am trecut peste asta și recunosc. L-am urât din tot sufletul și chiar mă puneam în pas și spuneam, Doamne, dă-i ce-i mai rău. Dar nu, este greșit ce am făcut, dar cumva am o scuză la chestia asta pe care am simțit-o, mi-a făcut atât de mult rău și cumva nu am putut să mă descarc niciodată pe el sau pe cineva. Faptul că am scris despre lucrurile astea și că am vorbit cu cineva și că am mers la psihoterapie sau că am vorbit cu diverse persoane, m-a ajutat pe cât posibil să încerc să văd că de acum încolo, pe cât posibil să încerc să repar ceea ce este stricat. Da, atunci am avut 15 ani, acum pot să spun că am o gândire matură pentru vârsta mea și că pot eu să calmez toate apele. Și asta ai încercat, dar nu ne vei povesti, dar nu înainte de a te întreba ce ai simțit când ți-ai văzut mama după 7 ani. Fluturi în stomac, eram... Cum a reacționat ea? Cum ați reacționat voi? Le uitam așa una la alta. Tu ești mami? Da, eu sunt maică ta. Ne uitam una la alta. Ne-am luat atâtea trei în brațe, am stat vreo jumătate de oră, ne uitam una la alta și am început să plângem. Și nu ne vedea să credem. Ne uitam la ea, ci cu minionul ăsta, tot așa reacționam. Asta-i mami? Și am simțit chestia aia de mamă, legătura aia pe care o simte un copil, mamă, fiu. Nu știu dacă e ușor pentru toată lumea să înțeleagă acest sentiment, dar am simțit un sentiment de atașament, chiar dacă n-am văzut atâția ani. Nu ne-a fost deloc greu să ne atașăm de ea. Am simțit-o de parcă a fost parte din noi atâta vreme. A fost... V-a luat la Suceava, acolo, da, unde locuiți împreună și în ziua de azi. Da, 2 da. Ani am trecut de atunci.
2 ani și aproape jumătate. Okay. În 16 iunie 2021 am venit la Suceava. Cum v-a fost adaptarea împreună? Sau nu a fost vorba despre asta? La început nu prea ne-am înțeles una cu alta. Eram toate stresate. Aveam de mers în fiecare zi să dăm declarații peste tot, la protecția copilului, la poliție. Și era foarte greu pentru mine și pentru sora mea să dezbatem toate amintirile și să povestim despre tot ceea ce am pățit cu tatăl nostru. Dar sistemul din România este atât de prost făcut încât te face să dezgropi niște sentimente atât de urâte în tine, în loc să le lase, ok, odată și bine, îmi dai o declarație, spui exact tot ce s-a întâmplat, dar dacă avem, nu știu, câteva procese, trebuia să mergem la fiecare proces în parte. Aceeași declarație. Tot aceleași declarații, aceleași dovezi, din nou, verifică CD, incredibil, verifică stick, din nou, ascultă toate înregistrările cu el în care țipa. Din nou te răstălmăcea. Și am avut perioada aia, în prima lună în care am stat, nu ne-am înțeles deloc. Și atunci am avut mama o chestie și m-a înjurat. Și am spus, mami, dar nu, dar ce faci tu? M-am dus afară, cred că am stat o noapte întreagă afară. După aia m-am întors și cumva am început să vorbim normal și de atunci n-am mai avut nicio problemă. Atunci a fost singura greșeală mare pe care ai a făcut-o. O personalitate puternică. Fără această personalitate nu cred că ai fi reușit să ieși de sub papucul tatălui și te felicit pentru asta. Nu încurajăm fugitul de acasă, doar că condițiile în care ai plecat tu sunt altele și lesne ne putem da seama. Da. Despre situația în care ai trăit atâția ani. Ramona, ești o fată foarte deșteaptă, înțeleaptă, puternică. Mulțumesc. Mă bucur că ești într-o relație bună cu mama ta. Când spui tata, ce simți? Acum, de exemplu. Modelul numărul 1 pe care ar trebui fiecare fată să-l aibă. Cel mai mare exemplu în viață, persoana, cea mai puternică persoană pe care trebuie să aibă o fată lângă ea, un tată. Acel tată să fie zidul ăla de piatră pe care să nu-l dărâme nimeni, să fie un scut în fața ei, să o apere de tot răul din lume. Să fie un tată cel mai mare războinic în fața tuturor pentru fiica sa, pentru copiii săi. Asta înțeleg eu când spun cuvântul tată. Eu tare mult îmi doresc să reveniți la, sau mă rog, să începeți o relație normală. Poate niciodată nu a existat o relație normală între tine și tatăl tău. Și îmi doresc mult asta. Îmi doresc să fie prezent la nunta ta, îmi doresc să se joace cu nepoții lui. Să vedem cu ani. Te felicit pentru că reușești să-l ierți. Și este pentru greu. Că tu ai făcut primul este pas. Este foarte greu. În prezent încerc, mai ne scriem câteva mesaje, acolo am vorbit 3 minute la telefon într-o zi, atât. Simți vreo schimbare în vocea lui, în ceea ce îți scrie? Da, 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 simt. Acum să văd dacă este pe bune. Eu sper să fie pe bune. Pentru că o greșeală întotdeauna se iartă. Și din moment ce văd o schimbare atât de mare, eu pot îngropa absolut tot. Și pentru mine este mult mai ușor să-l iert dacă văd că el face progrese și că nu mai are același caracter. Este foarte ușor. Atunci când văd că el se comportă foarte frumos cu mine, automat mie îmi vine să-l respect și să-l iubesc din toată inima. Ești așa de drăguță. Probabil că nici nu aștepți să-și ceară iertare, ci doar să conștientizeze ce a pentru făcut. Pentru mine și-a cerut iertare în momentul în care nu mi-a mai reproșat faptul că am plecat la mama. Okay. Atât. Pentru mine nu contează mai mult. Să nu mai reproșeze faptul că am plecat și că am ales așa. Era singura variantă, pentru că atunci nu înțelegea. Dar aici, pe de o parte, este și vina comunității. Acolo chiar majoritatea sunt de părere că este normal acest abuz. Wow.
Și am avut cazuri, o grămadă de prietene care... Am avut o prietenă, o colegă în liceu și în ziua de azi vorbesc cu ea. A doua zi în care am plinit 18 ani, a plecat de acasă. S-a săturat. Venea mereu, veneam amândouă la liceu, eu sunt albastră aici, tu ești albastră aici. Stăteam și ne uitam amândouă când eram pe clasa noua. Ramona, uite, îți propun, acum ai ocazia să transmiți un mesaj celor care cred că acest tip de comportament este normal. Ai ocazia să transmiți un mesaj dirigintei. Diriginta a fost, despre ea a fost vorba, nu? Da. Și toți cei pe care îi cunoști de, din zonă și au încurajat acest aici lucru. Aici o să mă îndrept practică. Și spre Suceava, pentru că o să povestim și despre asta. N-am avut chiar o situație atât de ok nici la Suceava. Am întâmpinat greutăți, fiind din altă zonă, dar eu le transmit acest mesaj cadrelor didactice. Cel mai important este să nu mai izolați un copil pe care îl vedeți singur. Trebuie pe cât posibil să încercați să-l apropiați de colectiv, să-l înțelegeți, să discutați cu el, pentru că acel copil nu își dorește să fie izolat și nu este sănătos pentru caracterul unui copil să fie izolat. Cel puțin acesta este punctul meu de vedere. Pentru părinți, tot așa, să încerce pe cât posibil să discute și să aibă o relație cât mai bună cu copilul. Nu reușești să ai un rezultat bun atunci când tu ridici tonul, când tu aplici o formă de abuz, atât fizic cât și psihic, asupra lui. Este o durere profundă pe care o resimte acest copil și nu o să reușească să facă față societății. Eu am avut probleme în relația de cuplu. Este normal, prima iubire la adolescenți. Am avut probleme să mă integrez în societate. Am avut multe probleme din această cauză, pentru că nimeni nu a fost să discute cu mine. Mama a trebuit să ne ia de la zero ca pe niște copii mici. Uite, sunt menstruațiile la fete. Voi ce? Cum? Voi nu știți? Prima dată când am avut menstruația, eu m-am dus la doamna doctor, am zis, ce s-a întâmplat? Îmi curge sânge, ce, de unde? A început să râd așa și mi-a explicat, uite, de ce? Că n-a fost cine să-mi explice. De aceea este foarte important, chiar dacă sunt bărbați care sunt singuri cu fiicele lor, este ceva normal să discute despre toate lucrurile pe care ți le pune viața, adică cel puțin asta cu menstruația e ceva ce ține de anatomie. Așa este. Nu da. E nimic rușinos, nu e nu, nimic chiar, greu de chiar discutat. Deloc. Și pentru că ne-au mai rămas doar câteva minute, vreau neapărat să ne povestești despre cartea ta. Despre carte pot să vă spun că a fost o încercare mare a vieții mele. Am început-o la vârsta de 15 ani și am terminat-o la vârsta de 16 ani. Am publicat-o la Suceava, în cadrul liceului din care fac parte în prezent. Mă bucur că am putut să scriu în ea toate durerile pe care le-am avut. De aceea eu consider că nu sunt un scriitor, sunt doar un autor care a scris ceea ce a simțit și a avut curajul să pună pe foaie toate problemele din viață. Găsim mult mai aprofundat situații de la mine, situații pe care le-am trăit alături de tata, alături de primul iubit, cu colegii pe care am avut la Maramureș și merită citită. Practic tu ți-ai așternut acolo o parte din sufletul tău pe aceste pagini și bineînțeles că merită citită și cu siguranță vor fi interesați cei de acasă să o comande. Tu ai început să scrii o a doua carte acum. Da. Tatăl tău știe despre existența acestei cărți? A aflat. Și care a fost reacția lui? Nu știu. Nu l-ai întrebat? Nu l-am întrebat. N-am discutat niciodată despre asta. De la cine a aflat? Bănuiesc că a văzut pe Facebook sau... Nu știu. Sunteți prieteni pe rețelele de socializare? Da. Și am mai distribuit eu despre carte.
Și nu te-a felicitat? De obicei nu făcea asta. Și eram așa de încăpățânată când vedeam că nu o face și tot încercam să-i arăt, uite că fac, uite, și nu. Asta m-a dezamăgit. Dar m-a creat așa o încăpățânată, să vreau să fac, să fiu cea mai bună pe zi ce trece. Așa să faci. Și vreau să te felicit, uite, sunt foarte mulți copii care, din cauza traumelor de acasă, se răzbună făcându-și lor rău, prin droguri, prin tot felul de vicii și dependențe. Tu te-ai răzbunat scriind o carte. Da. Și asta este wow și vreau să te felicit pentru... Mulțumesc din suflet. Pentru că ești puternică și sunt convinsă că vei ajunge foarte departe. Aici am un citat de la Nichita Stănescu, care mi-a plăcut foarte mult. Te rog. Citez. Poetul nu are biografie. Biografia lui este de fapt propria lui operă, mai bună sau mai rea, mai măreață sau mai puțin măreață. Nu știu cine este tatăl tău, dar aș vrea să-i spun că are de ce să fie mândru și nu este târziu să înceapă să aibă o relație normală cu voi și să nu vă piardă definitiv. Pentru mine, în continuare, o să rămână un model. Chiar dacă a fost mai rău, mai bun, o să încerc să-l fac un cel mai bun model. Și pot să încerc pe cât posibil să-l ajut să își vindece și el rănile interioare. Ce bine ai spus! Pentru că el de fapt este rănit și de asta cred că a reacționat așa. Undeva ceva nu a mers și n-am discutat cu el ca să știu ce nu a mers. Dar prin moment ce a avut aceste reacții asupra noastră... Clar sunt răni în suflet. Clar a fost o persoană rănită. Ramona, ești deosebită și vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru efortul depus de a ajunge în acest platou. Mulțumesc! Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ne-ați urmărit până la final. Ca de fiecare dată, vă aștept să interacționăm pe canalul nostru de YouTube A7 TV. Eu sunt Antonia Fudulu, iar până data viitoare vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.